Bun regăsit, dragilor! Bine ați venit sau ați revenit aici pe canal! În ultima vreme mă tentează mult de tot să mă apuc de serii. Nu să continui seriile pe care le am deja începute, ci să mă apuc de unele noi, cu gândul, bineînțeles, că le voi duce până la capăt, deși e destul de greu să fac treaba asta dacă vorbim despre serii alcătuite din 4-5 cărți, sau poate chiar mai multe. Așa că am zis să vă arăt și vouă cam ce anume îmi face cu ochiul în perioada asta, pentru că, spre surprinderea multora, deși e toamnă, sezonul acesta mai rece și toată lumea probabil își îndreaptă atenția spre cărți thriller sau chiar horror, ei bine, ce să vedeți, pe mine mă atrag mai degrabă cărțile fantasy și distopiile în perioada asta. Poate fi și din cauza că undeva prin vară am citit destul de multe cărți thriller, ca să pot filma acel clip cu recomandări de cărți thriller, am vrut să descoper cât mai multe înainte să filmez acel clip, e posibil să fie și ăsta motivul, nu știu exact, cert e că am aici în jurul meu mai multe serii, chiar și duologii pe care vreau să vi le arăt, cărți care îmi fac cu ochiul în perioada asta, dar cert e că nu am citit niciun volum din seriile pe care o să vi le arăt. Și înainte să trecem la treabă, trebuie să vă spun că, așa cum ați văzut și din titlu, avem și o serie nouă, nouță în biblioteca mea, pentru că, din nou, am cumpărat cărți de pe Vinted. O să vorbim și despre ele în clipul de astăzi, dar vreau să trecem la treabă și să vorbim despre o primă serie. De această dată e vorba despre 3 volume plus un prolog, serie pe care am și început-o. Că dacă m-a mânat atât de mult dorința să încep serii, am și trecut la treabă. Și prima serie spre care mi-am îndreptat atenția și, așa cum ziceam, am și început-o, este o serie pe care eu am de multă vreme în bibliotecă. Mai precis, o am achiziționat așa pe bucăți. Să vă spun de unde vine toată povestea, în cazul în care n-ați văzut voi clipul de acum vreo 3 ani, să zic, în care am filmat seriile pe care le-am în bibliotecă, dar pe care nu le-am citit. Am văzut filmul Jocurile Foamei, pentru că despre seria asta e vorba. Am văzut prima parte acum mulți ani și ce am făcut eu? M-am gândit să-mi cumpăr continuările. La momentul respectiv nu apăruseră continuările ecranizate și am zis să fiu cu un pas înainte și să îmi cumpăr cărțile. Așa că da, avem aici volumul 2 și 3. Așa mi le-am cumpărat deodată, mi-amintesc și acum, de pe Libris și sunt în această colecție superbă de la cei de la Nemira, volumul 2 care se... Da, unii simt nevoia să se dea în spectacol la ora asta. Și avem aici volumul 2 care se numește Sfidarea și arată așa. Știți, probabil această colecție cu hardcover care arată extraordinar. Nu-i suport pe oamenii ăștia. La momentul respectiv văd că a fost 46 de lei, deși sunt aproape convinsă că eu am profitat de vreo reducere la momentul ăla. Și volumul 3, care se numește Revolta, din aceeași colecție. Deși par poate voluminoase, să știți că nu au decât vreo 300 de pagini fiecare, așa că nu sunt foarte groase. Mai apoi, pentru că nu m-am apucat imediat să citesc povestea, ce m-am gândit? Măi, hai să-mi cumpăr și primul volum. Și pentru că a fost din nou la o reducere, am zis, ok, îl cumpăr și voi începe cu acela, doar că de data asta volumul 1 are un alt format, e tot de la Nemira, dar în colecția Armada și e un format mai micuț, fără hardcover de data asta, deci e paperback și arată așa. Probabil știți voi și colecția aceasta de la Jocurile Foamei, foarte frumoasă, de altfel nu am ce spune. Din acest prim volum, așa cum ziceam, am citit deja, imediat vă spun, vreo 205 pagini. Având în vedere că are în total 309, pe acolo, 309, chiar am nimerit-o, vă dați seama că eu filmez clipul ăsta sâmbătă după amiază, așa că e posibil ca... până când vedeți voi clipul ăsta, duminică dimineață sau mai târziu de atât, să fi terminat deja cartea asta. Dar da, așa am eu primul volum, pe care aproape l-am terminat. Cam așa arată. Atâtica mai am. Și am și prologul din seria asta, pentru că cred că ceea ce vă arăt astăzi, sper să nu mint, dar cred că toate seriile pe care vi le voi arăta sunt complete, cel puțin cărțile traduse la noi.
Bun, exceptând una dintre ele, da, o să vorbim la momentul potrivit. Și prologul, după cum ziceam, balada șerpilor și a păsărilor cântătoare, din nou într-un alt format, pentru că cei de la Nemira au așteptat ceva timp până să traducă această carte la noi, așa că are un alt format, nu se aseamănă cu cele hardcover pe care vi le-am arătat mai devreme, imediat să reușesc să vă arăt, probabil vedeți voi că e un pic mai mic prologul și e și mult mai voluminos. De data asta vorbim despre vreo 600 de pagini chiar. Ceea ce mă încurajează însă la acest prolog e faptul că e scrisul destul de spațiat și sper să se citească rapid. Acum trebuie să mărturisesc că eu am văzut toate filmele din Jocurile Foamei și din ce mi-amintesc a fost ecranizat și prologul, doar că le-am văzut acum ceva ani și, sinceră să fiu, tot prima parte a filmului mă rămâne în memorie cel mai pregnant, să zic, așa că cred că mă vor prinde următoarele volume dacă trec de acesta primul, care, bineînțeles, nu mai e mult și o să îl termin, așa cum ziceam la momentul la care filmez. Eu zic că voi reuși să termin seria Jocurile Foamei, poate nu în octombrie, pentru că mai avem aproape jumătate de lună, dar în noiembrie cu siguranță. Așa mi-aș dori cel puțin, dacă tot m-am apucat de o serie, să o duc și la bun sfârșit. Și ca să vă mai arăt ceva, m-am apucat să dedic acestei serii și o agendă. Agenda aceasta, pe care sper să nu greșesc, dar cred că am primit-o de la Cathy, la un moment dat când am primit eu un colet de la ea, am și început să scriu pe ea, să o decorez și așa mai departe, pentru că dacă nu mă cunoașteți și nu știți obiceiurile de cititor, eu nu notez nimic pe cărți, nu lipesc stickere, nu subliniez în niciun caz, nu îndoi pagini și așa mai departe, deci cărțile mele sunt intacte după ce le citesc, dar îmi place să scriu pe o agendă sau pe un carnețel numele personajelor, câteva detalii din acțiune și când vorbim despre serii care au poate chiar mai multe cărți, acum poate nu în cazul duologiilor, dar dacă vorbim de mai multe cărți, cum e Outlander, de exemplu, unde am început o agendă, atunci prefer să dedic o agendă întreagă seriei respective. Nu știu dacă în agenda asta vor fi doar Jocurile Foamei, dar eu așa am început-o. Nu e nicio problemă dacă o să mai completez și cu altceva pe parcurs. Am scris aici cele 3 sau 4 cărți, mă rog, din toată seria și am început apoi cu Jocurile Foamei și sublinieri și așa mai departe. Pur și simplu îmi place să mă mai întorc câteodată la notițele pe care le-am făcut în cazul în care ceva nu îmi este clar. Bun, și am terminat cu o primă serie pe care am început-o deja. Continuăm cu seria despre care vă spuneam mai devreme că nu am citit nimic din ea deocamdată, dar nici nu o am în întregime. Sunt volumele următoare traduse la noi, dar nu le-am cumpărat încă. E o serie pe care v-am arătat eu că am cumpărat-o de pe Vinted, v-am arătat chiar săptămâna trecută și e vorba de Harry Potter. În cazul în care n-ați văzut clipul, o să vă invit să mergeți să-l vedeți, dar vă spun și aici că am cumpărat doar primele 4 volume din această serie. Eu sunt mulțumită dacă le citesc pe acelea și mă văd nevoită să le cumpăr pe următoarele, dar cine știe. Cert e că mi se pare că se potrivește Harry Potter în perioada asta, nu știu de ce, poate sunt și influențată cumva de oamenii care îmi spun că seria asta se potrivește cu sezonul, dar cert e că mi-ar plăcea să mă apuc de ea, mai ales că primul volum nu e foarte gros, are vreo, cred că v-am zis eu și data trecută, are vreo 300 și ceva de pagini, dacă mă amintesc bine, da, până în 350 de pagini, așa că eu zic că merită să-i acord o șansă, chiar dacă nu am seria completă. Deci și asta mă tentează foarte mult și sunt aproape convinsă că o să mă apuc de ea până la sfârșit de an. O altă serie pe care v-am arătat-o tot în clipul de săptămâna trecută, o serie pe care am cumpărat-o recent, nu e completă, dar sunt toate cărțile traduse în limba română la mine în bibliotecă, deci cel puțin asta e bifată. Mai e, cred, volumul 6 din seria asta care încă nu e tradus la noi, dar asta nu e vina mea. Și avem aici primul volum din seria Miss Peregrine, Căminul copiilor deosebiți. V-am arătat cărțile, toate cărțile săptămâna trecută, nu le-am mai scos, cred că le vedeți voi aici. Acesta e prologul, Poveștile deosebiților, și apoi sunt volumele 2, 3, 4, 5. Dar acesta este primul, nu le-am mai scos și pe celelalte de pe raft. Le vedeți în clipul de săptămâna trecută dacă sunteți curioși. Din nou, o carte nu foarte voluminoasă, până în 400 de pagini, doar că aceasta are și multe
ilustrații, vă spuneam eu săptămâna trecută, nu știu dacă le și nimeresc eu, o serie foarte frumos decorată, căreia, bineînțeles, că o să-i dedic o agendă în momentul în care mă apuc de ea, așa cum o să se întâmple și cu Harry Potter, pentru că sunt multe cărți și n-aș vrea să pierd detalii esențiale. Continuăm cu o duologie, care cred că e cam singura din sfera asta, cred. Mie mi-inspiră ceva romance seria asta, de asta vă atrag atenția. E vorba doar de două cărți, o duologie pe care eu din nou am de vreo 3 ani, cred, în bibliotecă, dacă nu mai bine, și nu cred că are și continuări, cel puțin din ce am găsit eu nu are continuări, deci acestea două sunt tot. Și e vorba despre Peyton Place, care arată așa, și Întoarcerea la Peyton Place, care arată așa. Primul volum e un pic mai gros, al doilea este mult mai subțirel și cred că s-ar citi repede. O să vă citesc câteva detalii de pe ultima copertă, pentru că nu cred că vă e foarte cunoscută duologia asta, nu am văzut-o pe nicăieri, așa că odată cu voi o să-mi amintesc și eu despre ce e vorba aici, dar că, nu știu, parcă în fiecare lună îmi venea să pun mâna pe duologia asta și nu știu ce n-am făcut-o și am zis că în perioada asta, fiind vorba de doar două cărți, poate reușesc să o bifez și pe ea. Și avem așa, Statele Unite ale Americii, anii 40. Peyton Place este un orășel liniștit din New England, dar fațadele elegante ale caselor victoriene și cele dărăpânate ale locuințelor din suburbii ascund o mulțime de drame. Tânăra Alison Mackenzie, fiica frumoasei Constance Mackenzie, nu este conștientă de secretul în care este învăluită nașterea ei și de trecutul controversat al mamei sale. Tot ce contează pentru ea este prietenia cu Selena Cross, o fată isteață din pătura de jos a societății, maltratată de tatăl vitreg alcoolic. Prin intermediul prozei sale captivante și dezinhibate, Grace Metalius, care, da, e autoarea, prezintă complexitatea anatomiei sociale a unei mici comunități din America, examinând viețile locuitorilor săi, pasiunile și viciile, ambițiile și înfrângerile, lipsa de reacție sau violența, calitățile și speranțele lor secrete, luptele și, adesea, curajul lor. Cronică incisivă a unui orășel american ce abundă în personaje pline de viață și de întâmplări șocante, Peyton Place a fost un adevărat eveniment literar la apariția sa, devenind rapid un bestseller internațional. Cartea a fost ecranizată de 2 ori, iată încă un detaliu pe care nu-l știam, pentru marele ecran și pentru televiziune și s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume. Sună atractiv, viața unui mic orășel, asta tot timpul mă atrage, nu știu de ce, am impresia că trăiesc și eu acolo cumva, dacă e un orășel mic. Așadar, da, Peyton Place și Întoarcerea la Peyton Place, o duologie la care mi-ar plăcea să ajung și mă tentează în perioada asta. Spuneți-mi dacă ați citit voi cărțile astea, să știu la ce să mă aștept, dacă merită sau nu, sau ce impresie v-a făcut vouă. Continuăm cu o trilogie de data asta, din nou toate cărțile sunt aici lângă mine, toate cele trei. Din nou am vorbit recent despre trilogia asta, chiar săptămâna trecută, când mi-am cumpărat volumul 3. Și dacă nu știți despre ce e vorba, am să vă arăt acum cele trei minunății pe care le-am aici lângă mine. Primul volum, scris de autorul meu preferat, de la care eu aleg totuși să citesc cărți cât mai puține pe an, tocmai ca să prelungesc așa plăcerea asta, știu că tot ce citesc de la el îmi place, e vorba de Frederick Bachman și de trilogia Scandalul. Cu primul volum, Scandalul, bineînțeles, și să știți că deși are paginile îngălbenite, e exact așa cum o vedeți voi, am cumpărat-o din librărie, deci nu întotdeauna librăriile sunt cea mai bună variantă, dar asta este, eu am așa. Are destul de multe pagini, dar e în colecția asta Musai, care se citește foarte repede. Are vreo 520 de pagini acest prim volum și ce nu-mi place la colecția asta e că are paginile destul de rigide, ți-e destul de greu să deschizi cartea, dar sunt convinsă că Bachman îmi va da puterea necesară, ca să zic așa. Și o să citim un pic de pe spate doar de la primul volum, ca să nu avem parte de spoilere în cazul în care voi vă feriți de asta. Eu nu neapărat mă feresc. Ascult și clipuri cu spoilere, să știți, nu mă deranjează, dar știu că sunt persoane care nu agrează treaba asta. Situat în inima pădurii, Bjornstadul pare un oraș mort.
Singura șansă ca economia să reînvie este ca echipa de juniori să câștige finala campionatului de hockey. Dar pentru unii dintre tinerii hocheiști de 17 ani, educație în spiritul doar victoria contează, presiunea devine prea mare, iar importanța pe care o dau victoriei transcende dimensiunea morală a vieții lor în comunitate. Și atunci când interesele, fie ele financiare, fie legate de glorie, devin mai importante decât oamenii, victimele devin vinovați, iar cei diferiți devin paria. Bachmann aduce în discuție două subiecte de actualitate, agresiunea sexuală și discriminarea etnică și de gen. Fără să arate cu degetul, fără să fie părtinitor sau să găsească vinovați, el pune pe tapet faptele, neomițând contextul și îi lasă pe cititori să judece singuri. Știu că e un subiect ceva mai sensibil în trilogia asta, dar eu nu am probleme de genul ăsta, așadar... E o carte care mă tentează, o întreagă serie care mă tentează de ceva timp și acum, mai ales că o am completă, vă dați seama că tentația e cu atât mai mare și nu e exclus să pun mâna pe ea cât de curând. Așa voi spune despre toate, dar vă dați seama că nu o să am cum să le citesc pe toate până la sfârșit de an, dar poate mă ajutați voi să mai triez din ele și să decid ce să citesc în sezonul ăsta de toamnă-iarnă. Chiar dacă depășim 31 decembrie, nu contează, e tot iarnă, cred că vor fi potrivite seriile astea în continuare. Bun, revenind, avem volumul 1, Scandalul, așa cum spuneam, avem volumul 2 care este încă în țiplă, cumpărat de mine tot de la librărie și care se numește Noi contra voastră. Nu vedeți voi foarte bine coperta aici pentru că are un sticker pe copertă și n-am scos-o din folie, dar e ceva atmosferă de iarnă. Sunt doi hocheiști din ce-mi dau seama și pe fundal se vede orășelul, deci se potrivește cu iarna. Nu mai citesc sinopsisul, dacă vreți voi să îl citiți, e strict riscul vostru. Eu nu vreau să vi-l citesc. Ăsta pare un pic mai voluminos. Și volumul 3 este cel pe care l-am cumpărat și vi l-am arătat săptămâna trecută. L-am cumpărat de pe Vinted, vă spuneam eu, la momentul respectiv, pentru că nu mai găseam efectiv volumul 3 pe nicăieri. Era stoc epuizat cam peste tot. E vorba despre Învingătorii, o carte în țiplă cumpărată de pe Vinted, cred că a fost 40 de lei și e și mai groasă decât celelalte două. Dar vedeți ce copertă frumoasă, din nou îmi inspiră, nu știu, așa o seară de iarnă frumoasă. Să stai acasă sub păturică cu ceva cald. Aici, dacă văd eu bine, e din nou zăpadă printre acești brazi, deci se potrivește cu sezonul. Volumul 3. Le am pe toate acum să văd și când ajung la ele, dar tare mi-ar plăcea să le descoper pentru că îmi place Bachmann, în principiu, de asta. Și dacă tot îmi place Bachmann, am zis să vă arăt și o duologie de la el pe care o am, deși nu știu dacă e neapărat duologie, dar știu că unul dintre personajele din primul volum devine personaj principal în volumul 2. Și eu le am pe ambele, așa că am zis că, din nou, ar fi ceva potrivit pentru sezonul ăsta. Dacă spunem Bachmann, e potrivit oricând, dar, mă rog, având duologia asta pe care n-am mai citit-o, la care nu am mai ajuns, am zis că, de ce nu, oricum și ea mă tentează de mult timp. E aceeași colecție cu cărți rigide, ceea ce e un minus, dar e plus pentru că e Bachmann, ați înțeles asta, cred. E vorba despre Bunica mi-a zis să-ți spun că îi pare rău, o carte pe care eu am cumpărat-o la un moment dat când eram în București și am citit atunci câteva pagini și știu că mi s-a părut amuzantă. Nu am citit foarte mult din ea, vă dați seama, câteva pagini și m-a atras povestea. După care a izbucnit toată nebunia asta cu Bachmann. Eu cartea asta am cumpărat-o la momentul respectiv cu vreo 30 de lei. Nu a fost foarte ieftină, dar mi s-a părut interesant titlul, sinceră să fiu. Abia apoi a început toată nebunia cu Bachmann și l-am descoperit și eu citind Oamenii anxioși și mai apoi Un bărbat pe nume Uwe, două cărți care mi-au plăcut foarte mult. Dar revenind la această carte... Vă spuneam că unul din personajele de acolo devine personaj principal într-o altă carte și e vorba despre Brit Marie a fost aici, care arată așa. La momentul la care am cumpărat-o eu era noutate, dar nu mai este. Cred că și pe aceasta din librărie am cumpărat-o și de asta are așa același semn și a fost noutate atunci. Sunt niște coperți foarte frumoase, asta este clar, cu un șobolan pe o minge, dacă văd eu bine acolo. Și spatele scrie aici 44 de lei, dar cred că era o ofertă la Diverta, la librăriile Diverta și aveai două cărți din colecția Musai la preț de una sau undeva pe acolo era atunci oferta și
Cred că atunci am cumpărat cartea asta și Scandalul. Noi contra voastră, pardon. Cred. Parcă așa mi-amintesc. Nu mai știu sigur. Cert e că da. Avem aici o duologie. Eu așa o numesc pentru că, mă rog, avem cam aceleași personaje și atunci pot să o numesc duologie. Alte cărți care mă tentează în perioada asta, cu atât mai mult cu cât e vorba de Bachman. Trecem acum la o duologie pe care nu cred că v-ați fi așteptat să o vedeți în contextul în care vorbim despre cărți care mă atrag, dar da, mă tentează să descoper această poveste. Duologie, spuneam, după care s-au făcut și filme. Sunt două filme. După volumul întâi, nu mi-amintesc să fi văzut filmul sau dacă l-am văzut, cred că eram destul de mică, pentru că nu mai amintesc nimic. După volumul 2 am văzut destul de recent filmul, așa că în mare am idee ce se întâmplă, dar am zis să o iau de la început și să citesc primul volum, să le citesc pe ambele, dar să încep cu primul volum. Da, și dacă vă vine să credeți, vorbim despre Stephen King cu Shining. Primul volum al duologiei, eu am așa, destul de groasă cartea asta, imediat o să vă zic și câte pagini are. În formatul ăsta de la Armada Classic, de data asta, avem 540 de pagini. Deci e destul de voluminoasă, dar și cărțile de la Armada se citesc destul de ușor, destul de rapid. Din ce observ, capitolele nu sunt foarte lungi, așa că sper să meargă rapid. Și volumul 2, pentru că vă spuneam că după volumul 2 am văzut și ecranizarea, chiar de un revelion. Nu mai știu în care dintre revelioane, dar recent oricum. Nu revelionul ce a trecut, acum 2 ani sau 3 ani, cred că l-am văzut pe HBO. Volumul 2, care se numește Dr. Sleep. Mă chinuiam să citesc ce scrie aici sus și întotdeauna sunt tentată să scriu Red Room și nu știu exact ce înseamnă, după care îmi dau seama că e de fapt scris Murder Inverse. Dar da, volumul 2 se numește Dr. Sleep. Vedeți că scrie aici continuarea romanului Shining. Deci e o duologie care mă tentează, trebuie să recunosc, și dacă nu știți despre ce e vorba, o să vă citesc un pic de pe primul volum. În hotelul Overlook se ascunde o forță monstruoasă care începe să strălucească și să-și desăvârșească sinistra lucrare odată cu sosirea lui Jack Torrance și a familiei sale. Nebunia izbucnește cu o furie uriașă în timp ce forțe stranii se manifestă în jurul lui Danny, băiețelul de 5 ani care are un dar unic. Deci din nou copii cu puteri speciale, așa cum ne-a obișnuit King. Destinul teribil al lui Jack Torrance și dezastrul unei familii, victime ale unui rău necunoscut, au stârnit imaginația cititorilor din toată lumea, devenind o poveste cult. Ecranizată magistral de Stanley Kubrick, cu Jack Nicholson în rolul principal. Am așa câteva frânturi din acel film, dar cred că am văzut la o reclamă sau ceva, nu mi-amintesc să fi văzut filmul. Incontestabil o capodoperă despre suspans și teroare, King știe mai multe despre locuri izolate și înfricoșătoare decât oricine de la Edgar Allan Poe încoace. Da. Am mai auzit treaba asta despre King, dar pe mine n-a reușit încă să mă sperie. Sper să reușească aici. Iar în volumul 2, vă zic din start, că îl avem pe același băiețel de 5 ani, care de data asta este matur și are oarește probleme cu alcoolul, dacă mi-amintesc bine, doar că darul său din copilărie nu l-a părăsit. Și, mă rog, continuă toată nebunia, nu vreau să vă mai citesc ce scrie, dacă sunteți voi curioși, puteți să citiți singur de pe spate, eu nu vreau să dau spoilere nimănui. Volumul 2 are și el vreo 600 de pagini, deci vă dați seama că nu le-aș parcurge foarte rapid dacă m-aș apuca de ele, pentru că am ceva de citit ca să le duc la bun sfârșit, dar măcar să mă prindă povestea, dacă tot e să mă apuc de ele. Și să știți că mai avem doar 3 serii despre care vreau să vă vorbesc. Seria pe care o am acum în brațe și vreau să vă arăt are 4 cărți în total. Le am din nou pe toate cele 4, traduse la noi, deci în limba română. De data asta un fantasy. Și e vorba de o serie care am văzut că a fost reeditată acum de cei de la Nemira. Eu o am exact în ediția asta care a fost reeditată. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Știu că am dat vreo 120 de lei pe ele, pe toată seria și pe un poster cu King la momentul respectiv, pentru că da, cu King era posterul, stăteam acum să mă gândesc dacă nu zic vreo prostie, dar parcă cu King era posterul. În fine, am dat 120 de lei la momentul respectiv pe toate cele 4, pentru că era nebunie la momentul respectiv cu seria asta și văd că se vrea din nou a fi nebunie cu ea, și anume Regina Roșie.
Am aici primul volum. E paperback, nu e hardcover. Arată cam așa. Continuăm cu volumul 2, care se numește Sabia de sticlă. V-am mai arătat eu seria asta oricum pe canal. Cu cât avansăm în serie, să știți că devin și cărțile tot mai voluminoase, până ajungem la ultimul volum, la vreo 800 de pagini, plecând de la vreo 400 și ceva, dacă nu mă înșel cât are primul volum, sper să nu vă mint, da, vreo 470. Așa, volumul 3, Colivia Regelui. Arată așa. Vedeți că aceasta e mai groasă, are vreo 600 de pagini, dar să știți că e scrisul cumva mai mare, așa îmi pare mie, ceea ce poate fi un plus. Și volumul 4, ultimul din seria asta, se numește Furtuna Războiului. Orice victorie are un preț. Și arată așa. Deci, acesta e cel mai gros din toată seria. Cum nu o să vă citesc eu de pe spate, nu vreau să vă dau spoilere așa cum am făcut și până acum, o să vă citesc eventual de pe primul, dacă nu știți despre ce e vorba în seria asta, deși nu știu dacă mai există cineva care nu știe și cred că mulți dintre voi ați și citit-o, dar eu o să citesc un pic de pe primul volum și atât. Lumea lui Mare Barrow este împărțită în două după culoarea sângelui. Cei cu sângele comun roșu îi servesc pe cei cu sânge argintiu, elita societății, cei care sunt dotați cu puteri supraumane. Mare face parte din roșii și își duce traiul de pe o zi pe alta ca hoț într-un mic sat de la țară, până când destinul o aduce în fața regelui, a reginei și a tuturor nobililor, unde ea descoperă că este și roșie, dar și argintie cu puteri nebănuite. Ca să ascundă adevărul, regele o obligă să mintă și să joace rolul unei doamne dintr-o înaltă casă pierdută, cu o putere impresionantă și o promite de mireasă unuia dintre fiii lui, astfel devenind o prințesă argintie. Pe măsură ce pătrunde și mai adânc în lumea argintiilor, Mare riscă totul și își folosește noua poziție pentru a-i ajuta pe cei din garda stacojie, un grup de rebeli roșii. O mișcare greșită îi poate aduce moartea, dar în jocul periculos în care a intrat, singura certitudine este trădarea. Și zice aici USA Today, un thriller plin de imaginație, în care iubirea și revoluția se ciocnesc, iar puterea și dreptatea sunt într-o luptă pe viață și pe moarte. Nu veți putea lăsa din mână. Deci un thriller. S-ar putea să fie chiar mai mult decât mă așteptam, pentru că, sincer, chiar dacă e foarte lăudată seria asta, nu am așteptări foarte mari, pentru că știu că e și o poveste de dragoste pe acolo și sper să nu se piardă toată povestea în acest romance, da? Așa că, dacă am văzut acum cuvântul thriller pe spate, sună binișor. Ăsta a fost primul volum, o să vă arăt doar la ecran sinopsisul de la următoarele, dacă vreți voi să citiți, deși vă dați seama că le găsiți și pe internet, în cazul în care vreți să aflați despre ce e vorba. Așa, și ultimul volum. Bun. Au mai rămas doar două serii, nu vă mai țin foarte mult. O să vă arăt la final și seria pe care mi-am cumpărat-o, aceea am lăsat-o la final, pe aceea am lăsat-o la final. Și acum să știți că avem o distopie. Este o distopie despre care nu am auzit vorbindu-se foarte mult. Eu o am, cred că, de 2 ani. Nu anul trecut, ci acum 2 ani am cumpărat-o. Am toate cele 3 volume. Din ce știu, nu mai există altele, deci e completă și asta. E o distopie, dar care, să știți, că nu se întâmplă foarte departe de momentul la care vorbim, în sensul că primul volum se întâmplă în anul 2033. Deci peste vreo 10 ani, ceea ce nu e foarte departe. Dar vreau să verific înainte de a trece efectiv la volumele astea, să verific în ce an a fost scrisă. Anul 2007. La momentul respectiv putem spune că 2033 era destul de departe, dar mă gândeam să nu fie cumva, eu știu, anii 80, anii 70, pentru că atunci era într-adevăr departe anul 2033. Și primul volum are peste 600 de pagini, vă zic din start, arată extraordinar de bine din punctul meu de vedere și se numește Metro 2033. Cred că vedeți voi cât de bine arată. Este singura carte pe care am scos-o din folie. Sunt și următoarele două, le vedeți aici jos. Imediat o să vi le și arăt, pentru că v-am zis că le am. Dar pe asta am scos-o din folie pentru că am vrut să văd scrisul. E apărută la Paladin, cu
cu acest hardcover, așa cum v-ați putut da seama, și scrisul este cam așa. Nu e foarte încurajator, foile sunt foarte subțiri, să știți. Nu e genul de carte care te înșeală pentru că foile sunt groase. Așa că cred că se va citi destul de greu, dar sper să fie povestea ce trebuie. Am auzit-o pe Raluca. Raluca este unul dintre administratorii contului de Facebook Read Along with Oana, că a citit recent volumul ăsta și a plăcut foarte mult. A spus că abia așteaptă să continue seria, ceea ce mi-a dat așa un imbold și m-a încurajat serios să mă apuc și eu de ea. O să vă citesc imediat ce de pe spate, numai să vă arăt și următoarele volume. Deci Metro 2033, Metro 2034, sunt absolut minunate coperțile. Asta pare un pic mai micuță, dar nu e scoasă din țiplă. Așa, și Metro 2035, v-ați dat seama, arată așa. Asta pare din nou un pic mai groasă. Să vedem despre ce e vorba în primul volum. E scrisă, cred că de un rus, Dmitri Alexeevich Gluhovski. Mie îmi sună a ceva rusește. Sper că nu i-am stricat originea, să zic așa, dar mie așa îmi inspiră că e vorba de cineva din Rusia. Să vedem ce scrie pe spate. Așadar, roman premiat cu Encouragement Award din partea Societății Europene de Science Fiction. E de ce și ce PSF pe acolo? O să mori, o să-ți moară toți cei apropiați. Nu o să mai ai nimic. Un singur lucru va dăinui, gloria celor căzuți. În anul 2033, supraviețuitorii unui război atomic planetar încearcă să-și continue existența sub pământ în stațiile de metrou din Moscova, unde pericole nebănuite îi așteaptă la tot pasul. În lupta cu întunecații, creaturi misterioase care trăiesc la suprafață și care coboară în adâncuri în căutarea oamenilor, Artiom, personajul central al cărții, trece prin experiențe care îi demonstrează că cel mai mare pericol pentru om rămân tot oamenii. Metro 2033 este un roman apocaliptic ce clădește un univers de coșmar pe ruinele lumii imperfecte a zilelor noastre. Sună tare bine! Mă tentează rău de tot, vă dați seama, după ce am citit ce am citit, cred că vă atrage și pe voi povestea asta. O să vă arăt ce scrie și pe următoarele, fără să vă mai citesc. Ăsta e volumul 2. Așa. Și volumul 3 și ultimul. Aici e folia un pic desfăcută, dar cred că puteți voi să citiți dacă vă doriți lucrul ăsta. Da, deci Metro, colecția aceasta superbă de la Paladin, o altă poveste care tare mi-aș dori să fie descoperită de mine cât mai repede. Și ultima serie pe care îmi doresc să o descoper și pe care am cumpărat-o săptămâna aceasta de la Vinted, de pe Vinted, cu 84 de lei. Dacă vă vine să credeți, la care s-au mai adăugat 7 lei costul acela prin care, dacă cumva nu ajunge la mine coletul sau nu e complet sau nu îmi convine ceva, să mi se returneze banii, deci 91 de lei în total. E vorba de aceste cărți. Toate acestea au fost 91 de lei și da, din cele 8 câte sunt aici, 6 sunt în țiplă. A fost o mega afacere, mai ales când o să vă spun despre ce serie e vorba. Dacă n-ați văzut clipul meu scurt postat în urmă cu câteva zile, atunci sunt convinsă că veți fi surprinși. O serie la care nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung, dar bine, eu nu m-am gândit nici că o să ajung la Harry Potter, ca să vă zic sincer, dar mai la seria asta, mai ales că n-am văzut niciun episod din serial, pentru că e serial făcut după seria aceasta. Nu am văzut niciun episod, repet, nu știu prea multe detalii despre ce se întâmplă acolo, dar sunt tentată să o încep. De data asta o serie, așa cum ziceam, 8 cărți și mai trebuie să apară parcă ultimul volum, nu e tradus deocamdată la noi. Aici sunt 8 cărți pentru că din cele 8, unele sunt de fapt două părți ale aceluiași volum. O să vedeți imediat și nu vă mai țin pe jar, vă arăt direct că e vorba despre Urzeala Tronurilor. Cu primul volum care e scos din folie, de data asta o singură carte, da, prima parte a seriei, arată așa, repet, de pe Vinted, 84 de lei, are foarte multe pagini, peste
800 de pagini în total, cu scrisul nu tocmai încurajator de data asta, dar să sperăm că povestea merită. Primul volum, așadar, din Urzeala Tronurilor. Volumul 2 este alcătuit din două cărți și arată așa, este încă în folie. Nici nu o să le scot din folie până când nu ajung la ele, bineînțeles. Încleștarea regilor, așadar, volumul 2. Volumul 3 se numește Iureșul Săbiilor, din nou în folie încă, tot două cărți pe care nu o să le scot până nu ajung la ele. Așa. Volumul 4 este cea de-a doua carte care e scoasă din folie, dar arată impecabil. Se numește Festinul Ciorilor, de data asta o singură carte, dar din nou voluminoasă. Nu știu dacă le vedeți voi foarte bine. Sunt impecabile, credeți-mă pe cuvânt. Are și ea vreo 800 și ceva de pagini, deci la fel ca primul volum. Scrisul, la fel, doar e aceeași colecție. La Nemira apărute. Nu știu dacă am zis sau dacă ați văzut voi, dar sunt la Nemira apărute. Nu m-a interesat neapărat cum e coperta. Știu că există și varianta hardcover. Nu am ținut morțiș. Cu atât mai mult cu cât nu m-am gândit că o să ajung vreodată la seria asta. Și ultimul volum ar fi volumul 5, din nou alcătuit din două cărți și din nou în folie. Dansul dragonilor. Mă uitam dacă nu scrie dragonului și spun eu prostii, dar nu, e Dansul dragonilor și arată așa. Deci da, dragilor, 8 cărți la 84 de lei, dintre care 6 sunt noi, nouțe, așa cum le-ați văzut în folie. Eu zic să nu mai ezitați și să intrați pe Vinted de urgență dacă nu aveți ce face cu banii. Cam asta a fost pentru astăzi, v-am arătat seriile care îmi fac cu ochiul în perioada asta, serii pe care nu le-am început, dar vreau să le încep. Mi-aș dori să le și termin, dacă se poate, vă dați seama. Mi-ar plăcea să citesc serii, de exemplu cum e Urzeala Tronurilor, 8 cărți. Mi-ar plăcea să le citesc una după alta și să nu mă las de ele până nu termin toată povestea. Dar asta înseamnă să nu prea am ce să vorbesc cu voi aici, pentru că ar însemna vreo 3 luni să vorbim doar despre Urzeala Tronurilor și nu știu dacă v-ar atrage să urmăriți așa ceva. E un pic mai greu când faci și content pe YouTube sau mai vrei să mai stai de vorbă cu oamenii, e un pic mai greu să te apuci și să duci la bun sfârșit o serie atât de mare. Sau cum e Miss Peregrine cu 5 cărți plus un prolog. Mi-ar fi destul de greu să le citesc cap-coadă și să vorbesc cu voi în același timp, pentru că la final de lună v-aș vorbi doar despre seria respectivă sau despre câteva cărți din serie în cazul în care nici nu reușesc să o duc la bun sfârșit. Deci nu știu cum să procedez mai bine pentru toată lumea. Pentru mine ar fi bine, bineînțeles, să le citesc cap-coadă, dar nu cred că ar fi bine pentru toată lumea. Așa că dați-mi voi un sfat, nu știu ce să zic. Cert e că mă tentează seriile. Dacă până acum mă feream de ele, să știți că acum mă tentează. Așa cum ați văzut, am început cu Jocurile Foamei, pentru că e și mai mică, așa, fiecare volum e destul de mic în comparație cu altele, ceea ce mi-a dat așa ceva curaj să mă apuc odată de ele. Dați-mi un sfat așadar, cum vedeți voi treaba asta, cum ar trebui să procedez, sau idei de clipuri pe canal, nu știu, în perioada în care citesc o serie atât de mare, dați-mi câteva idei, ce ați vrea să vedeți aici pe canal, dacă aveți întrebări pentru mine. Mă gândesc chiar să fac și un live la un moment dat, pe care nu l-am făcut niciodată pe canal și sper să mă descurc, dar asta e o altă poveste. Așadar, vă aștept jos în comentarii, spuneți-mi ce ați citit din ce ați văzut, ce vă tentează, ce vă face cu ochiul, cum vi se pare afacerea pe care am făcut-o pe Vinted, ce v-ați mai comandat voi în ultima vreme și ce vă tentează în perioada asta de toamnă-iarnă. Pe mine mă tentează seriile, în cazul în care nu s-a înțeles deja treaba asta. Cam asta a fost pentru astăzi, da? Am schimbat un pic placa de la thrillere la fantasy, distopie, cine știe ce mai urmează, poate cărți de copii peste vreo 5 ani, habar n-am. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem jos în comentarii, nu uitați, ne vedem și pe TikTok, ne vedem și pe Instagram dacă vă face plăcere și bineînțeles și pe Goodreads unde fac update în timp real, în timp ce citesc. Vă mulțumesc încă o dată, lecturi minunate să aveți!